Bună seara din nou, stimați telespectatori. M-a întrebat colegul meu, Costel Marian Dalban, consilier local, asistent universitar, de acolo de la capăt. Mi-aduce aminte că am mai luat-o cândva de la capăt și a spus. I-am spus nu, câteodată e bine să o iei de la capăt, dar dacă toată ziua o luăm de la capăt, n-am făcut nimic. N-avem nicio finalizare. Și de asta spun, hai să discutăm și despre tema de astăzi, antreprenorii între pierdere și susținere. Stimați telespectatori, rămăsesem la agricultură, dar antreprenoriatul se găsește acolo unde este și în agricultură. Deci revenim la ceea ce am avut. Antreprenorii. Coloana vertebrală a economiei de piață este întreprinderile mici și mijlocii. Tot ce este în economie nu poate fi fără un antreprenoriat performant, fără o conducere performantă. Lucru care, de ce să nu recunoaștem, cu voie sau fără voie, de acest antreprenoriat, toată economia românească duce lipsă. Până și prin faptul că guvernele de-a lungul timpului, fie că n-au avut știință de carte, fie cu, în mod voit, nu știu exact cauza, au luat măsuri, ei spunând pentru creștere economică, dar erau pentru scădere economică, scăderea dezvoltării economice. Vă dau un exemplu. Mărirea de impozite și taxe nu stimulează creșterea economică. Ce se întâmplă la noi? Se măresc impozitele și taxele, sau cel puțin așa suntem amenințați din media care numai nu ne informează corect. Dacă fără această creștere economică, nu putem face nimic. La ora actuală avem niște datorii imense, numai ca să plătim dobânda la aceste datorii, ne ducem cu un deficit bugetar de aproape 6% din PIB. Este extraordinar. De 30 de ani, poate mai puțin, de la demonizare, totul s-a dus peste cap. Am cedat piața internă, comercială, am cedat piața bancară, am cedat energia, care energia e totul într-o activitate. Am cedat resursele minerale aproape în totalitate. Cu ele ne plătim datoria externă. Am cedat energia electrică. Am cedat hidroelectrica, de exemplu. Acum vor să cedăm atomoelectrică. Tot ce e mai valoros vor să cedăm. De ce? Că ei s-o ducă bine, adică a fostele imperii, și noi s-o ducă rău. Se spune că e democrație. Colegul meu spune de democrație. Dar ce fel de democrație este asta? Că dacă nu faci cum îți spun eu, pleci de la Bruxelles, cum spun eu, pleci la Bucale, ca să nu dau denumirile exacte a celor două orașe. Poate fi și o formă de democrație care nu a apărut să fie scrisă în cărți, dar care se va scrie în continuare. Să pleci de la o uniune economică de un grup restrâns și văzând că îți merge pe prostia celorlalte state, ajungând chipurile la un stat respins de Uniunea Europeană la Lisabona în 2008, respins categoric, așa, și creat pe alte sisteme până astăzi, când avem o doamnă, un președinte, alt președinte, nu mai știi ce-i comisie, ce-i consiliu, cine le știe, dar nu trebuie să le încurci. Așa. Deci lucrurile sunt complicate. Foarte complicate. Să fii președintele unei țări și să nu te doară capul de țara ta, și să te doară capul de ce post ai să ocupi când tu împărlii de profesoraș, nu știu dacă de istorie, că dacă era de istorie era bine,
te trebi, domne, ce mai dau eu din România la străin ca să mă aleg și eu cu ceva? Domnule profesor, aveți cuvânt. Te-am încurcat rău de tot. Mă gândeam în timp ce vorbeați dumneavoastră despre acest prezidențiabil. Vezi, este steț. Nu te-ai apucat să mă contrazici. Nu, primar, nu, să fi sărit să mă contrazic. Dar nu, sunt lucruri, sigur, plecând la premiza faptului că niciunul dintre noi, cei de la masă, nu este perfect. Corect? Dar, nu deținem dar tindem, absolut. Dar tindem. Nu deținem, nu suntem perfecți, nu de așa. Păi nici nu sunt perfect. Prin urmare, suntem de acord că există bucale, posibilitatea din declarația dumneavoastră, parte din ea să fie greșită. Sunteți de acord cu asta? Da? Nu, cum de asemenea, sunt și eu de acord că ceea România. Ce voi spune... realitatea românească este cea pe care o privim la pas cu pas, da? Dar nu la pasul cu pas prezidențiabil, la cel prezidențiabil pas cu pas. Ăla este titlul cărții mele, să știi. Ți-am dat-o? Știți ce se întâmplă? Sunt șocat de liniștea acestor 10 ani de zile. România trebuie să se trezească într-o formulă sau alta. Și realitatea faptului este că avem nevoie de un președinte, și am mai spus și în alte contexte, următorul președinte, indiferent cum s-ar numi el, sigur că eu îmi doresc să avem un președinte de stânga, că sunt social-democrat, dar dincolo de aceste aspecte, următorul președinte trebuie să fie un președinte care să fructifice contextul internațional, indiferent care or fi el, în beneficiul realităților sociale existente românești. Adică să spui... Tu spui să se plieze pe situația la un moment dat și dintr-o mie de variante să o alegă pe cea mai bună. Asta nu spui. Spun că trebuie să se ducă în... cum să vă zic? Să se ducă, pentru că ăsta e rolul lui, să reprezinte țara în contextul internațional. Să se ducă în acel context internațional și să aducă avantajele pentru România, pentru realitățile sociale pe care le avem. Știi, da? Că de data pentru asta că avem să contrazic. Păi nu, da, asta a nostru să se ducă, dar ăla care o să vină... Să se mai întoarcă. Da? Vom vedea, votul românilor va fi destul de important, deși lumea, există crezi un folclor... Mai contează? Păi aici vreau să ajung, că există un soi de folclor că votul nu contează. Domnul Dobre, este asta sau nu este asta o formă de manipulare? Este sau nu este o formă de manipulare abjectă că votul nu contează? Este. Păi cum să nu haideți fie? Haideți să nu mințim poporul nu că... Nu contează în totalitate. Că votul... Știi că nu contează. Dacă votul popular e de 19% și voința a fost de partea cealaltă și 20%, atunci spun cu toată convingerea că nu mai contează. Deci eu vă spun clar, indiferent de ce povești sunt, se scriu, vin americanii, ne pun președinți, vine Putin, vin ruși, vine Bruxelles, vin germani, nu vine nimeni. Să duc ai noștri la ei și le pupă mâna. N-ai văzut cu Suleiman acolo, cum fiecare sclav vine și pupă poala sultanului? Dar oare mai suntem în vremea fanariului? Mai rău. și acum eu vă întreb retoric. În alta poartă unde este domnul Dobre? În alta poartă? Da, unde este în alta poartă? Cred că la Washington. O fi având cu stele, porții luminate pe acolo. Ei, glumim. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Acum 1000 de ani. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord și nici nu pot să fiu de acord cu porții înalte. România este într-un peisaj geopolitic, unde SUA are nevoie de noi, noi avem nevoie de SUA și așa mai departe. Europa are nevoie de noi, noi avem nevoie de Europa. Este un context, n-aș putea că există o relație doar din necesitate sau din voluntariat. Nu, ambele forme. Țara aceasta se află într-un peisaj politic, social, geografic, numiți-l cum vreți dumneavoastră, unde nu ne-a fost bine multe secole, foarte multe secole. Cum, da? Le-a fost lor bine? Mă. Nu ne-a fost bine. Le-a fost lor. Dincolo de Carpați a fost în acest moment al discuției noastre, uite, totuși ai o țară care din punct de vedere politico-administrativ nu este dezbinată, dar nu mai avem frânturi, bucățele. Dar sigur că ne-am dorit o unire dezbinată cu Moldova când și cu alte regiuni. Și așa mai întregi, păi, despre asta vorbim. Povestea? Avem liniște, da? Avem peste 100 și ceva de ani de liniște. Dar știi care realizare, ce-o spun eu, că nu știi? Autostrada care leagă Transilvania de Moldova. Că până acum Uniunea Europeană n-a vrut-o. Ani de zile.
Dar unde asta este... Asta mulțumită doamna Văleanu. Mergeți, dacă dumneavoastră mergeți pe acea autostradă, aș merge și eu, dar eu... Cu ce mașină mergi? A început-o vara a 7 București, dar cealaltă a 8 nu, încă suntem departe, se fac s-au pași. S-au negociat primele se fac pași, sunt scoase la licitație niște tranșane. Când nu vedea legat da. Și s-ar putea ca asta să-i fi dat drumul, nu pentru noi, ci pentru Ucraina. Sunt scenarii prin care, dom'le, construim autostrada ca să ajungi mai repede sau mai ușor cu tancul, mai facem un terminal la Iași ca să vină răniții sau să nu vină, faci spitalul regional ca să... Dom'le, domnul Dobre, într-un context, ascultați-mă, cunosc și elemente de securitate și apărare națională. Credeți-mă că pot fi aceste lucruri într-un context de gândire militară, ele pot să aibă o explicație. Dar eu nu cred că doar că în acest sens sute gândim. De trenuri cu tancuri, zi de zi, noapte de noapte, că nu ziua circulă, noapte de noapte, de vreo 5-6-7 ani încoace, să plimbe degeaba? Nu. Dar n-a spus nimeni. Dar cad bombele lângă Galați, domnule. Diferența între casa resturi omului... De bombe. Diferența între casa omului... Motiv ca să atacăm noi? Dar n-am atacat pe nimeni. Asta fac unii nemernici. Bagă degetul toată ziua, bățul printre gard. Domnul Dobre, nu, am atacat pe nimeni. Încercăm, eu sunt fer convins că oamenii de știință militară... A picat elicopterul românesc și spune că a găsit restul. Oamenii de știință militară, eu cred că știu să calculeze mai bine toți pașii strategici avem și toate aceste lume. Avem un fost general cu 4 stele păi care despre asta a uitat vorbim. De unde a plecat. Dom'le, noi da. N-avem nevoie de un guvernator în țara aceasta. Dacă el va fi președinte de țară, va fi un guvernator. Că așa-și doresc. Imperii, cum numiți dumneavoastră, sau alții. Dar n-avem nevoie de un guvernator, da, avem nevoie de un președinte. Un guvern care execută. Și nici de, cum să vă zic, de cineva care să plimbe poșeta. Da? Ca să nu avionul special deci, privat. Mă. Nici nu plimbi poșeta, nici nu ești guvernator. Eu repet încă o dată, ai nevoie de un președinte în care deci să se ducă. Conducător. Vedeți ce spune tânărul profesor? Nu mai pupați poala sultanului. Asta ai spus, nu? Nu să... Asta clar. Dar altceva spun eu. Să ai puterea de a negocia, să te duci să fii Victoria Lipan, să fii dârz, să fii puternic, da? Noi avem cuvântul rezilient. Mai nou trebuie să fim toți rezilienți. Dar ca să ai puterea asta de a negocia, trebuie să ai cu ce, om, ce trebuie să fii, ce trebuie să știi? În primul rând, măcar câteva lucruri. În primul rând trebuie să-ți cunoști tu țara și poporul. Foarte bine. Și să ai o afecțiune. Și să ai o emoție. Să ai o empatie. Tu ca individ. Și țara, poporul, partenerul care discuți nu trebuie să o cunoști? Ba, categoric. Dar asta ține elemente de diplomație. În momentul în care ajungi... Deci prima da, condiție când ești șef, este să nu când fii ești șef de picat țară, cu parașutul. Ai, nu mai zic asta. Când ești șef de țară, elemente banale de diplomație le cunoaște un tânăr de facultate. Ai armată după tine, de specialiști în domenii, da. Poți să ai, dacă nu știi limba... Dacă nu știi măcar scos trei cuvinte în limba engleză, franceză, mai știu ce, nu funcționează. Da, nu este nici asta, că ai traducători, dar totuși altfel îi vorbești pe limba lui. În, da? în diplomație știți prea bine, contează. Dumneavoastră ați fost angrenat în astfel de... Lucrurile se aranjează în spatele cortinei. Da? Și atunci când te duci în spatele cortinei, ce spui? Dacă... Aduci 10 translatori de chineză și nu rusă. Nu va funcționa niciodată. Dom'le, revenim, e o poveste complicată și ar trebui să dezbatem ore întregi. Da, dacă vrei, așa ca culoare politică. Da. Eu la școală am învățat două limbi. Rusă și ce ați mai învățat? Rusă și franceză. Rusă și franceză. Cu engleza nu mă refer. Rusă v-a spus imperiul celălalt și franceză era de bon ton. Nu. Că aveam un istoric de colaborare. Am, păi vedeți deci că lucrurile engleză, sunt la fel. Adică... Doar cât e un minim necesar. Dar, dacă am fost obligat să țin un discurs în engleză, l-am ținut. Corect. Dar îl ții în absolut orice limbă. Cu un minim de pregătire, îl ții în absolut orice limbă. Lucrurile deci nu trebuie sunt... vă două zile. Trebuie să... Să muncești pe el. Nu râde.
Da, domnule. Că nu te poți face de râs. De unde am plecat? Dacă râd aia de tine, te-ai ternat. Am plecat de la pensii și ne-am bucurat că pensiile sunt mărite. Corect. Au fost niște greșeli reale de calculare. Dar și nu s-au se inflamat, poate să nu fie. Și, și populația s-a inflamat. Că, domnule, nu a că fost inflamată, dragul meu. Dar nu. Sunt elemente de corectitudine. Da, acolo unde s-a greșit, acolo unde s-a greșit, s-a corectat sau se va corecta prin noi hotărâri și așa mai departe. Ce este că au crescut pensiile? Nu se dau niște bani acum după 1 septembrie, o să dea 10-15 încolo. Ați venit dumneavoastră cu al doilea subiect. Dom'le, s-a mărit pensiile, dar ce facem cu antreprenorii? Că una fără alta nu se poate. Că vorbeați, ca să mărești pensii trebuie să ai antreprenori, da? Și eu cred că chiar dacă conceptul de social-democrație n-a fost întotdeauna cel mai apropiat de zona aceasta antreprenorială, eu vă spun că nu marile programe, lăsați-mă să vă spun că le știu, marile programe de întreprinderi mici și mijlocii, finanțarea întreprinderilor și a start-up-urilor sunt făcute pe guvernare social-democrată. Acum, în capitalismul ăsta, care eu nu-l iubesc, se vede om, se vede numai banul. Trebuie văzut omul în primul rând. Dezvoltarea economică, munca, banul, ce scop are? Să satisfac omul. Păi antreprenorul vede omul? Antreprenor. Vede omul adevărat antreprenor. Îl vede o unealtă, o unealtă de producție. Așa normal, nu normal. Așa după legislație și după principiul economiei capitaliste. Dar eu, unul, ca antreprenor, văd omul și țin la el. Pentru că el este izvorul plus valorii. Omul. Înseamnă că sunteți trei sferturi social-democrat și un sfert antreprenor. Eu sunt o corcetură. O corcetură. Pentru că banul se poate face cu dreapta și se cheltuie cu stânga. Așa. Dar dreapta aia e făcută, creată de stânga cu ajutorul stângii pentru bunăstarea stângii. Dreapta este doar o unealtă, un mijloc de a face bani. Eu mă bucur că mai putem avea discursuri ideologice, dar eu vă întreb retoric, dacă în România mai există ideologie de stânga, dreapta, conservator și așa mai departe. Dar e bine că avem aceste discuții măcar clarificatoare pe la școală. Eu sunt absolvent de știință politică, adică mai mult decât atât. La istorie despre Andreea Iesca, știu. Care e genial în istoria României. A uitat de Ștefan cel Mare, de Dimitrică. Dimitrică, cred că nici nu mai există. 1710-1711? Lupta de la? Nu, anul lui, de domnia lui, Dimitrie Candemir. Lasă, domnule, lupta de la Stănilești, hai. Deci, domnul și după Dobre, aia ce a fost? Le-am învățat. Și după aia ce a fost? După aia au fost toate așa cum le-au rânduit Dumnezeu. A fugit la Petru. A fost consilierul țarului Petru I. Le-am învățat pe toate. Și astăzi se învață și istorie, și geografie, și Andreea Iesca, chimie, nu? Și fizică. Eu nu știu ce îmi pomeniți dumneavoastră de un nume pe care îl cunosc care doar din showbiz. Da, ceea ce face. De unde, care e legătura Andreea Iesca a fost cu istoria? Cele de istorie. Care cărți de istorie? Unde citiți dumneavoastră? În România, domnule. Cărți de istorie cu Andreea Iesca. Da. Bun. Ei, înseamnă că o fi având niște rezultate pe care eu în acest moment al discuției nu le cunosc. Nu de multă vreme, cei mai mari oameni din istoria României ar fi Ștefan cel Mare și Carol I. Ca important. Nu știu dacă așa e. Da. Pe lângă ei mai sunt și mulți alții. Câți alții de care nu știe țara aceasta au fost mari și importanți? Uite, de exemplu, despre Ferdinand știe mai puțin. Și a avut un rol deosebit în dezvoltarea României. Nu, cred că fiecare actor și-a dus la bună îndeplinire rolul său și este mai mult sau mai puțin important în funcție de context. Vedeți și importanța aceasta, da? Ce-ar fi fost un Mihai I dacă n-ar fi fost contextul războiului, da? Adică importanța uneori este dată de contextul istoriei. Uneori Mihai istoria, țineți minte, istoria uneori, istoria poate să te ridice. Neamul regal care iubea mașinile și le repara frumos. Ce reprezintă altceva?
Nu aduceți în derâdere familia regală. Eu nu sunt neapărat un regalist. Eu, ați vorbit de Carol de Ferdinand. Dar nu, sunt, trebuie să dăm fiecăruia deci, ce îi trebuie și ce îi se cuvine, da. Chiar și, regelui Mihai I și alungat. Și, dom'le, de ce spuneți dumneavoastră că a trecut de la o putere la alta în război, că n-a mai stat cu naziștii și a trecut de partea cealaltă? Unii o consideră trădare de țară. Că, intrăm în povești. Au murit în perioada aia că nu știa nimeni. Păi ne atacau toți, și unii și alții. Au murit ca oile pe când. Le știm pe toate, că n-am învățat despre Andreea Iesca. Asta vă spuneam. Domnul Dubre, este important subiect discuției. Este important. Dar știi că n-am vorbit nimic de subiect. Este important că s-au mărit pensiile. E coloana vertebrală. Antreprenoriatul. Întreprinderile private mici și mijlocii. Eu ca socii. Și atunci de ce nu le susținem suficient de mult? Păi le susținem. Vă spun eu, ca social-democrat, social-democrația în primul rând trebuie să investească în echilibru, sustenabilitate, în servicii conexe. Dom'le, dacă ai o educație, dacă ai un sistem educațional bun, un sistem de sănătate, dacă ai servicii conexe, nu ajuți și antreprenorul, ba da, îl ajuți. Social-democrația intervine pe zona de IMM-uri, întreprinderi mici și mijlocii, pe zona de startup-uri. Că la corporațiile mari, unde se duc banii, unde spuneți dumneavoastră sau alții, spune, domnule, stați un pic mai ușor și haideți să mai creștem un impozit, hai să mărim salariul minim pe economie, să ne gândim și la cel care muncește, în loc de 8 ore muncește 10 ore ca antreprenorul, îi pune în cârcă, dacă nu îl dă afară. Aveți exploatatorul, nu? Haideți să privim lucrurile cu realitate. La productivitatea muncii? Și aici este un subiect. Și aici este un subiect că avem, nu privești corect economia de piață în adevărul ei. Nu privești corect. Nu ajungi să ai acel beneficiu ca să te îndrezi pe partea socială. Nu poți să ai parte socială fără o productivitate de muncă și o economie de piață care să funcționeze. E un principiu stabil. E un principiu corect. Deci trebuie susținută economia de piață prin toate mijloacele. Dacă vrem productivitatea muncii. Corect. Ce a fost vrei, dacă vrei rău, în sistemul celălalt, da, a fost faptul că l-am început cu aghiotantul rus cu pistol în spatele fiecărui ministru român, nu știu dacă știi, până în 1962. Da? După 1964, după declarația din aprilie, s-au mai eliberat. După aceea a dispărut după 70. Ca să fii post de conducere, trebuia să fii provenit din muncitor și așa mai departe. Au și s-a distrus toată fibra antreprenorială. O parte. După aia s-a revenit și trebuia să știi carte ca să ocupi un post de conducere. Adică ceea ce s-a rezolvat până în 89 s-a rezolvat de români deștepți, muncitori și harnici. În loc de concluzie, te las pe tine. Concluzia este următoarea, ca de fiecare dată, toate aceste probleme sunt și vor fi rezolvate doar cu înțelepciune, calmitate și multă răbdare, da? Sigur, cu manipulare sau fără? Manipularea este aceea atunci când îi spui omul că votul lui nu contează. Fără manipulare. Ce să manipulezi, domnule? Manipularea e până când se duce acasă și își pune în farfurie o ciorbă. Ai pomenit cuvântul vot. Ce le spui la oameni ca social-democrat să voteze? Să meargă să se intereseze prima dată despre candidații. Așa. Asta este primul element. Și pe cine să voteze? Domnule, ascultați-mă un pic. Eu spun ce-mi doresc eu și ce votez eu. Hai eu, Marian Dalban, dar nu pot. Eu, Marian Dalban, voi vota un președinte de stânga, da? Bun. Un social-democrat. Spectatori, vă mulțumesc pentru răbdarea de a ne asculta. Îi mulțumesc lui Marian pentru participare și mergeți la vot. Votați oameni care știu carte, care au făcut ceva pentru ei. Vă uitați dacă a făcut ceva, dacă n-a făcut așa, care vor să facă și pentru dumneavoastră și care să-și iubească țara mai presus de orice. Până la o nouă întâlnire, eu vă doresc multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Și trăiască România!